Bună ziua tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Vărsător. Zodia Vărsător, astăzi vă veți ocupa cu ceva nou, da? Orice vești vor veni spre dumneavoastră, anumite gânduri, idei, oportunități, ceva solid, noi începuturi solide, oportunități, negocieri. E posibil să vă deschideți mintea în fața unei persoane, sau să studiați ceva nou, sau să aprofundați o situație în ce privesc pasiunile dumneavoastră, în ce privesc hobby-urile dumneavoastră. Văd că ceva veți învăța astăzi sau e posibil ca o persoană să vină spre dumneavoastră, să vă dea o mână de ajutor în ce privește relația de iubire. E posibil ca o persoană în zodia Fecioare să vă stea alături, să vă ajute, să vă aducă mai multă armonie această persoană, mai mult echilibru, să fie mai multă conexiune între voi doi, mai multă egalitate, mai mult respect, să faceți lucruri în comun. Văd că și cineva din relația dumneavoastră sau e posibil ca cineva de la distanță să vă urmărească în această zi sau dumneavoastră să fiți mai curioși în ce privește persoana iubită sau o colaborare în special, să fiți mai curioși, să vă informați mai mult pe rețele de socializare, să aprofundați mai mult această colaborare, acest nou loc de muncă, această oportunitate nouă care va veni spre dumneavoastră. Va trebui să calculați mai bine toate punctele de vedere și în ce privește sentimentele altor persoane. Da? E nevoie să fiți vigilenți, protectivi, da? Să fiți inspirați. Da? E nevoie și de paciență, de răbdare, scuzați-mă. E nevoie și de răbdare pentru că e posibil ca niște planuri dumneavoastră să se anuleze în această zi și pentru asta e nevoie de răbdare. Da? Informați-vă mai mult, mai în profunzime. Sau cineva va spiona pe rețele socializare de la distanță sau cineva vă va observa de la distanță. Haideți să vedem și îngerii pentru Zodia Vărsător. Dacă crezi cu adevărat, deci dacă aveți un proiect sau în ce privește relația sau acest nou proiect care va veni, dacă vă întrebați dacă veți reuși, dacă vă întrebați dacă se va duce la bun sfârșit, dacă vă întrebați dacă acel lucru este pentru dumneavoastră sau această relație, îngerii spun că dacă credeți cu adevărat, așa va fi. Deci dacă dumneavoastră credeți cu adevărat în aceste noi începuturi, se vor îndeplini, să știți. Important e că credeți cu adevărat în acel lucru nou, în ceea ce veți manifesta astăzi. E nevoie să credeți cu adevărat. Și se va îndeplini. Acestea au fost puse, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă îmbrățișez cu drag și eu vă doresc o zi cât mai plăcută. Pe data viitoare, la revedere!